principal e vorba de 4.539 de unități vacante în instituțiile subordonate guvernului. Ce sunt învățământul cu învățământul? Și el se reflectă la toate sectoarele care sunt subordonate guvernului și vor fi posibil făcute rectificări și la această listă atunci când va fi făcută rectificarea la buget. Noi planificăm să facem rectificarea la buget deja în luna septembrie. Ce economii vor aduce? Deci, în instituțiile subordonate guvernului, economiile se așteaptă la circa 150 milioane lei. 150 milioane din ce sumă? Din totalul, din fondul de remunerare, asta ar fi cam la 4%.